Bună ziua și bine v-am regăsit! Ne aflăm la fostul liceu de chimie, unde astăzi studiază elevii Colegiului Național Decebal. Iar aici vom cunoaște un tânăr de nota 10, o speranță a inventicii de mâine. Haideți să-l cunoaștem! Viitorul începe acum. Și totul se întâmplă la Deva. Cristian Dragomir este pasionat de știință și tehnică încă de când era mic, iar de curând munca sa a fost încununată de succes, prin realizarea unui dispozitiv care va permite persoanelor nevăzătoare să se descurce mai bine în viață. Haideți să aflăm mai multe despre micul inventator și despre invenția sa. Cred că de meșterit, acum nu cu scop util, am început dintotdeauna. De când mă țin minte, mi-au plăcut chestiile care se pot șurubări, mi-au plăcut sculele. Tot timpul am fost interesat, să zic, înspre area asta. Adică le-a fost destul de ușor al lor mei să-și dea seama ce inclinații am de mic. Am înțeles că dumneavoastră l-ați sprijinit întotdeauna pe Cristi și chiar i-ați ghidat pașii în acest domeniu. Da, de mic am observat, de când era el mic, am observat inclinațiile spre partea tehnică, să zic așa. Carcase, cutiuțe, le asambla, le desfăcea, și după aia, pe măsură ce a crescut, am început să lucrările astea, să le tot complicăm puțin, sisteme Lego, kituri de asamblare. V-a moștenit în vreun fel și dumneavoastră aveți așa înclinație spre treaba asta? E greu. Da, și eu sunt de factură tehnică, să zic. Cristi și-a testat imaginația și s-a inițiat între ale roboticii la cercurile tematice de la Palatul Copiilor din Deva. Cred că saltul spre domeniul ăsta al roboticii, sau, mă rog, nu neapărat a roboticii, mult spus, la vârsta la care avea atunci, a început să se dezvolte când Moș Crăciun, într-un an, nu știu câți ani să fie avut atunci, dar destul de micuț, nu știu dacă mergea la școală, i-a dus un kit, așa mai deosebit un pic, care putea avea o serie de componente mecanice care se puteau asambla între ele și erau controlate prin mici programele care puteau fi făcute așa ușurel de copii. E, și de acolo probabil că a pornit curiozitatea lui, a frecventat Palatul Copiilor de mic, a intrat în legătură cu alți elevi la momentul ăla, profesori, îndrumători și așa mai departe. Și încet, încet a tot evoluat. Prima competiție la care a participat, când a fost, vă aduceți aminte? An de an, de mică. Sau primul premiu important. Acum toate au fost importante pe măsură ce au venit pentru noi ca părinți, cel puțin. Prima competiție, dacă bine mă aduc aminte, cred că era în clasele primare, până în clasa a patra, prin Palatul Copiilor. Și cred că era la Palatul Copiilor a frecventat două cercuri, să zic așa, de construcții electronice și de informatică. Și cred că primul concurs la care a fost la informatică. Un concurs de, mă rog, între palatele copiilor, cum era organizat. Și a câștigat vreun premiu? Da, a câștigat. Era tot așa micuț și a câștigat un premiu, adică locul întâi l-a câștigat la momentul ăla, la categoria lui, evident. După care au urmat diferite concursuri și în soft, pe partea de calculatoare, pe partea de electronică. La început, sigur că a fost un pic mai greu cu
electronică. Se pare că în timp, Cristi a reușit să îmbine toate aceste cunoștințe într-o formulă de succes. Primul roboțel l-am făcut cu un prieten care acum e la facultate la Timișoara. Era un robot mare care avea un laptop întreg pe el, deci un laptop de 15 inci, cam atât. Se numea Explorer 1, dacă nu mă înșel. Avea, cred că 80 pe 40 dimensiuni. Era practic un robot controlat de la distanță, care putea fi controlat și prin voce. Teoretic. Practic, aia cu vocea era mai... Și ce făcea? Deci aveam de pe laptopul meu, puteam să-l controlez, puteam să văd ce vede robotul, puteam să trimit un sunet acolo, de exemplu, deci dacă eu spuneam ceva în microfon, robotul, pe boxele robotului se auzea. Și cam atât, nu era foarte avansat. Și ce ai mai făcut în afară de asta? Am făcut și ceva roboți pentru competiții, de sumo și line follower. Am participat și la ceva concursuri, printre care Robot Challenge România anul trecut, la care am luat loc întâi la faza națională cu un line follower și trei cu un robot de sumo, făcut împreună cu niște prieteni de la București. Am mai fost la Infomatrix în clasa a șaptea, cu tot un robot de explorat ca cel cu care am început, dar într-o versiune mult mai avansată, mult mai mică, deci era cam atât. Avea un braț robotic, complet funcțional. Mai târziu am făcut din același braț robotic să fie controlat din mișcarea mâinii. Deci eu mișcam mâna așa, de exemplu, făceam o mișcare cu mâna, robotul putea să o facă și el. Să zic că asta a fost prima dată când mi-am dat seama că mulți mi-au spus că chestia asta e utilă pentru persoanele cu handicap sau persoanele cu dizabilități și cred că în momentul ăla am început să-mi dau seama de utilitatea lucrurilor pe care le pot face și cam atunci a și început ideea de bază de la Lumen. Lumen este proiectul cu care Cristi Dragomir a reușit să îi impresioneze pe reprezentanții companiei Microsoft. Lumen este un proiect, al cărui scop este ajutarea persoanelor nevăzătoare. Folosește un senzor 3D pentru citirea unui mediu înconjurător, pentru înțelegerea lui. Acele date sunt procesate de un computer și pe o banderolă montată pe cap, plină cu motoare de vibrație, se transmit acele date în așa mod încât persoanele nevăzătoare pot să-și facă o imagine despre mediul înconjurător. Pe scurt, am un ceva în mână, îl țin aici, motoarele din partea asta vor vibra mai tare și celelalte depinde de ce este în spate, mai puțin sau poate chiar deloc, pentru că nu e destul spațiu în față. Cunoști vreo persoană nevăzătoare sau cum te-a dus cu... Da, așa aveam o idee generală despre proiect, nu foarte clară, și am avut o discuție cu o persoană nevăzătoare care mi-a explicat de ce au ei nevoie de fapt, care sunt problemele cu tehnologia care există în momentul ăsta, ce ar vrea, de aici au cele trei funcții extrem de importante la lume, de aici au provenit. Nu mai există așa ceva în lume sau... Competiția cea mai mare în momentul ăsta la noi are patru picioare. Sunt câinii pentru orbi. Acei în schimb nu-i vedem ca pe o competiție, pentru că în primul rând sunt în jur de 10.000 la nivel mondial, iar persoane nevăzătoare sunt în jur de 39 de milioane. Deci, de vreo doar populația țării noastre. Ai lucrat la acest proiect împreună cu încă cineva? Da, am lucrat cu un prieten, cu Cornela Mariei. Noi ne-am cunoscut de mai demult, dar abia acum am început să facem un proiect împreună. El nu este din Deva, nu? Nu, el este din București, de la Liceul Internațional de Informatică. Și acum este la Universitatea Iacob din Bremen, unde studiază inginerie electrică și computer science. Păi cum l-ai cunoscut tu pe el? Povestește-mi puțin. Da, l-am cunoscut prima dată când am auzit de el, în mașină cu tata. Era un interviu la Europa FM cu el și am auzit prima dată povestea de un robot asemănător cu ce făceam eu. Lucru care m-a interesat. Iar atunci tu la ce lucrai, ce roboțel? Tot ceva asemănător, cred că acela de care spuneam, de varianta mai mică a robotului de explorat. El făcuse ceva care putea să stea pe două roți, tot cu un braț robotic și vroia să îl folosească pentru persoanele cu dizabilități, pentru ajutor, deci un robot mobil care se plimbe prin casă, să aducă obiectele necesare și așa. Și avea niște funcții pe care voiam și eu să le pun robotului meu
Și am aflat între timp că i-am căutat numele pe Google, bineînțeles, și am aflat că avem un prieten comun, același prieten de care spuneam, cu care am construit robotul în clasa 5-a. Și el ne-a pus în legătură și am început să discutăm despre roboți. Mi-a dat multe sfaturi pentru că el deja la facultate, dar a fost la o grămadă de concursuri de genul ăsta și știa deja să-mi spună cum stau lucrurile. Iar în vară am început organizarea unei tabere de robotică pentru copii, deci din clasa 5-a până în 8-a. Destul de interesant faptul că aveam elevi de vârstă cu, mă rog, eu eram în clasa 9 atunci și aveam elevi și mai mari decât limita, deci aveam un elev de-a 9-a care era deodată cu mine și era puțin ciudat să-i predau, dar trecu peste repede. Deci împreună cu colegul tău ați făcut tabăra asta? Și cu foștii lui elevi de la Liceul Internațional de Informatică, deci elevi de robotică. El avea un club de robotică. Unde a fost tabăra? La Sinaia, la o pensiune, unde am improvizat și un atelier pentru copii, unde să construiască roboții și două mici săli de clasă. Ideea proiectului pentru nevăzători a fost a ta sau a lui? A ta? Ideea a fost a mea în forma în care acum el a adus-o. Deci eu vreau să folosesc senzorul ultrasonic. Ce fac senzorul ultrasonic? Ca și cum se orientează un liliac. Trimite sunete și primește înapoi ecou și își calculează el, în fine, liliacul, distanța după răspunsul ăla. Ei bine, același lucru, există senzor de genul acela, păcat că n-am unul acum, să vă arăt. Și voiam să pun mai mulți din aceea, la fel de mulți ca și motoarele de vibrație, în jur de 16 am vrut. Nu era o idee prea bună, erau interferențe și de aici ne-a venit ideea la un moment dat, povesteam de lansarea noului Xbox. Microsoft are o consolă, Xbox se numește, la care are un senzor 3D. Și în timp ce povesteam despre proiect, am început să povestim și de noua lor consolă și de aici pur și simplu ne-am zis, hopa, asta merge împreună. Și am cumpărat mulți senzori de genul acela, pe care am modificat să funcționeze cum trebuie pentru noi. Deci nu mai folosim software-ul lor oficial și ne-am făcut noi versiunile noastre și folosim acel senzor 3D. De acolo mi-a venit ideea. Cred că a fost totuși destul de dificil să lucrați unul de aici, el... Da, să vă pot spune că Poșta Atlasib a avut mult de lucru cu pachete de la Deva la Bremen și invers. Am tot trimis mai multe prototipuri, unul de la altul piese și tot așa, pentru că ba a avut el concursuri, ba am avut eu nevoie să mai lucru și atunci tot timpul, cât timp mă refer la partea hardware, am tot schimbat pachete cu componente. Cât timp ați lucrat la el? Practic, pentru varianta în care e acum, cred că în jur de o lună, să spun. În spate au fost multe alte luni de cercetare în domeniul ăsta, să zic așa. Pentru că sunt multe variabile aici pe care nu le cunoșteam și a trebuit să studiem cum sisteme de 3D Vision, să alegem pe cel mai bun. A fost foarte multă muncă de cercetare, să zic așa, în spate. Pe viitor ce se întâmplă cu el? Vrei să-l aduci pe piață? Da, bineînțeles, asta ne dorim, să aducem pe piață acest produs. Și ce înseamnă toată treaba asta? Foarte mult. Este destul de greu. Pot să spun că am găsit investitori și cam atât în domeniu, în sensul ăsta, dar avem susținere în sensul ăsta și probabil în viitorul destul de apropiat îl veți vedea pe piață, probabil. Tatăl lui Cristi își aduce și el aminte, încă de acum mulți ani, pașii pe care copilul i-a parcurs ca să finalizeze acest proiect. Primul gând asupra proiectului a apărut în urmă cu ceva ani buni. Țin minte că au fost multe versiuni și multe idei, pornind de la celebrul băț al nevăzătorului cu care pipăie, senzorii respectivul băț cu care se... Mă rog, deci a tot evoluat, da. Așa, cred că de câțiva ani ideea asta, care treptat a îmbrăcat diverse forme până a ajuns la forma de azi, care nici asta probabil nu e o formă finală, deci probabil că poate fi și cu siguranță poate fi îmbunătățită și forma asta, dar e o mare realizare pentru ei și pentru noi o mare bucurie. Ce ați spus când ați auzit că a luat premiul întâi? Sincer, ei erau
pregătiți pentru două concursuri, pentru un concurs mai, nu știu dacă e bine să, de nivel mai scăzut, să zicem așa, și concursul sub egida Microsoft, care e un concurs mult mai serios, mai... Eu aș fi vrut să participe la celălalt, nu la concursul Microsoft, întrucât consideram că nivelul e cam prea mare pentru ei. Sau cel puțin pentru Cristi. Cornelie deja student, e mai mare, nu, alte. Dar, din păcate, n-au reușit, nu s-au încadrat ca termen. Nu, în orice proiect este și partea asta de pregătire, care uneori nu funcționează, nu, mă rog, sunt probleme. N-au reușit să participe la concursul respectiv. La concursul acela le dădeam șanse. La ăsta, văzând, adică știind de fapt și din edițiile anterioare că e un concurs la care așteptările sunt mari, e dificil, adică toate proiectele sunt foarte bune, greu de... Dar știam că proiectul e bun, ideea în sine e bună, e un proiect care poate fi oricând. Deci practic nu credeați că va ajunge atât de sus, ca să zic așa, în locul întâi mă așteptam, dar nu credeam, sau cum să zic, că era puțin. Dar m-am bucurat când am aflat că totuși s-au calificat în etapa următoare. Stefan și Delia sunt doi dintre prietenii lui Cristi. Amândoi îl apreciază și se bucură de performanțele lui. Povestește-mi despre Cristi. Cum e Cristi? Cum l-ai descrie tu pe el? Cum l-aș descrie eu pe el? Păi foarte inventiv în primul rând. Deci are foarte multe idei. Nu pot să zic că a avut numai ideea asta, a venit de nicăieri și s-a ținut de ea și a făcut-o. Și a avut foarte multe idei, îmi tot povestea el ce o să facă. Nu mai știu din câte aplicații a avut. Am înțeles că și împreună ați avut un proiect. Da, am avut un proiect împreună. Era un joc video. E un pic ciudat cu timpul, deci a avut de lucru foarte mult și la Lumen. Și eram o echipă mică, practic începeam într-un domeniu cu totul nou. Erau jocuri video și nu prea aveam niciună experiență în domeniu și trebuia în primul rând învățat apoi, dar spun că ne-am descurcat. Și ce s-a ales de proiectul vostru? Ce s-a ales de proiectul nostru? Păi acum la Sibiu un concurs, în limba germană făcut-o de cei cu școala și l-am trimis acum, chiar ieri. O, sperăm să fie cât mai bine acolo, mult succes, realizăm și noi ca și Cristi, ce pot să zic. Am înțeles că îl cunoști pe Cristi de foarte mult timp. Da, eu și Cristi suntem colegi de la grădiniță și ne înțelegem și foarte bine, suntem chiar și prieteni. Ascultăm și același gen de muzică și întotdeauna a fost un om pe care l-am admirat. Ce gen de muzică? În general, muzica rock, da. Cum era Cristi când era mai mic și cum e acum? Cum s-a schimbat în timp? Nu s-a schimbat chiar atât de mult, deși s-a maturizat, asta este clar. Este un tip foarte sociabil. Genul de coleg pe care îl suni să-l întreb dacă te poate ajuta să-ți instalezi Windows-ul. Și, în general, să-l întrebi despre la informatică. L-am întrebat deseori dacă mă poate ajuta și da, este un om de ajutor și un tip sociabil. Ce ai spus când ai auzit că a câștigat concursul respectiv? Am fost foarte mândră de el, cum am spus. Întotdeauna l-am admirat. Eu știu de mult care pasiunea aceasta către informatică și robotică. El de mic, părinții lui l-au susținut către latura aceasta și lui i-a plăcut să facă asta și când am auzit de această realizare am fost foarte mândră pentru că știam că și-a dorit de mult chestia asta. Dar despre platforma pe care, proiectul pe care l-a realizat, ce părere ai? Sincer, e un proiect genial. E clar că este un proiect ce va ajuta la dezvoltarea comunității și este un proiect de care oamenii cu dizabilități au nevoie. Pentru persoanele nevăzătoare, este foarte important ca acest proiect să se materializeze într-un produs pe piață. Am vorbit cu persoane nevăzătoare, după cum v-am spus la începutul proiectului, și e practic, sperăm să fie exact ceea ce au ei nevoie.
Există extrem de multe device-uri cu o singură funcție pentru persoane nevăzătoare. Îmi spusese acea persoană nevăzătoare că crede că ar trebui să umble cu un rucsac în spate, plin de aparatură, de genul. Numai că nu există încă, nu există, unu, o platformă care să le lege pe toate, deci e foarte fragmentat domeniul ăsta. Și să fie mai multe device-uri pentru o persoană care nu vede, după mine, un calvar, adică trebuie baterii încărcate, e foarte fragmentat, să zic așa, deci asta am vrut să fie un device universal, deci să poată să facă tot ce are nevoie cu el. Deci de-aia avem funcția de orientare în spațiu 3D, pentru că asta e una dintre funcții cele mai importante ale ochiului uman, să aproximeze distanțe, să aproximeze viteze, să ne orientăm. Nu ne ajunge doar faptul că vedem culori, vedem imagini. Să poată să... Scrisul este foarte dificil, trăim într-o lume în care nu poți să mergi 2 metri fără să vezi ceva scris. Și asta este extrem de dificil pentru persoanele nevăzătoare. Alfabetul Braille există, dar e o alegere destul de proastă, având în vedere că cărțile sunt extrem de scumpe, extrem de greu de găsit și sunt acele puncte în relief, se trece cu degetul peste. Și cu cât se trece de mai multe ori cu degetul, cu atât punctele alea dispar. Deci se fac tot mai puțin pronunțate și dispar până la urmă. Și este extrem de greu să se citească cu alfabetul Braille. Așa că am ales cea mai simplă soluție, buton pe ochelarii Lumen, se apasă pe buton, citește un software special, citește textul, interpretează, vede în ce limbă îi și o voce sintetizată citește textul. Alegerea numelui a fost cât se poate de dificilă. Lumen, de unde numele? Lumen, da, am avut destul de mult timp în care nu știam cum o să numim proiectul ăsta. La un moment dat, e destul de amuzant, ne-am uitat în dicționare să vedem cuvinte pentru lumină sau pentru ochi și în latină lumen înseamnă lumină. Și asta a fost. Lumină pentru nevăzător. Exact. Competiția a fost una acerbă, dar și proiectul tinerilor este unul de calitate. La concurs au fost mulți concurenți? La concursul da, la au fost. Nu au fost foarte mulți, dar au fost concurenți foarte serioși. Oameni care au deja un renume în domeniu, de exemplu Ionuț Budișteanu, a avut și el o soluție pentru persoane nevăzătoare. Soluția lui era ceva mai simplă, folosea un telefon celular. Era o idee bună, ar putea să vină împreună cu Lumen, ar putea să funcționeze. Dar o singură echipă trebuia să treacă mai departe, așa că noi am trecut la categoria de World Citizenship. Înseamnă că ați impresionat. Da, așa cred. A fost o chestie ceva destul de nou, adică complet nou. Și modul în care am prezentat-o, se pare că le-a plăcut destul de mult. Planurile de viitor ale lui Cristi nu sunt încă bine stabilite. Cert este faptul că mai are încă destul timp să se hotărască. Spune pe viitor, ce vrei să faci? Vrei să rămâi în țară? Vrei să pleci dincolo? Ce carieră ți-ai dori să urmezi? Toată lumea mă întreabă chestia asta cu plecatul și răspunsul e tot timpul același. Da. Vreau să plec din țară. De ce? E destul de lung răspunsul ăsta, o să încerc să-l fac cât mai scurt. În domeniul ăsta există, se cere mult, dar se oferă foarte puțin. Deci România, din punct de vedere al software-ului, e foarte performantă. Pentru software e nevoie de un laptop, sau mă rog, de un calculator și o conexiune de internet. O persoană cu aceste două lucruri și voință poate să învețe să programeze absolut orice. În schimb, în cazul nostru, un pic mai complicat. Avem hardware, avem producție de hardware, lucru care necesită mult mai mulți bani și nu prea există susținere în domeniul ăsta. Mai ales la nivel universitar. Mă refer la nivelul de a-mi pune, de exemplu, facultatea, în caz că am un proiect, la dispoziție niște elemente, un laborator sau așa, nu prea e cazul, că nu prea sunt. Și vrei să urmezi o facultate în domeniu? Mai mult ca sigur. Indiferent ce facultate va urma și în ce țară, în mod sigur Cristi va reuși tot ceea ce își propune. Este un om de nota 10.